din nou și bine v-am găsit, femei frumoase și ambițioase. Numele meu este Cătălina Șervan, sunt instructor digital de fitness și de aerobic și reprezint comunitatea Move Inspire Fit. După cum bine știți, comunitatea Move Inspire Fit vă pune la dispoziție atât antrenamente de grup online, cât și antrenamente online individuale. Depinde ceea ce vă doriți. Înainte de a trece la ziua cu numărul 11 din challenge-ul nostru de 21 de zile de sport continuu, o să vă rog să vă abonați acestui canal de YouTube și să apăsați pe clopoțel pentru a putea primi notificările. Repet ceea ce am spus și ieri și o să zic în fiecare zi că scopul acestor 21 de zile, da, nu este să leșinăm de efort sau din cauza efortului sau să transpirăm și să nu ne mai putem ridica de pe saltea, bine, între ghilimele spus totul, ci este să facem în așa fel încât să ne placă sportul și la sfârșitul celor 21 de zile să iubim într-adevăr. Pentru astăzi avem un antrenament surpriză, să-i zic așa, o să vedeți despre ce este vorba. Vreau să facem o mică încălzire, depărtăm picioarele, vârfurile sunt îndreptate spre lateral, inspir și expir. Inspir, ridic privirea spre tavan sau spre cer, depinde de caz, și expir. Inspir și expir. Perfect, mâinile pe lângă cor, mă las stânga, dreapta. Perfect. Inspir și expir. Inspir și expir. Inspir și expir. Și zâmbesc, nu uit să zâmbesc. E foarte, foarte important. Perfect. Aduc genunchiul la piept. Inspir și expir. Perfect. Schimb piciorul celălalt. Piciorul celălalt, da? Nu cel care se mișcă, cel care stă drept, este puțin îndoit. Deci nu este drept și fac așa, este îndoit. 3, 2, 1, mă opresc, mă opresc, mă opresc. Duc brațele în lateral și rotesc. Inspir și expir. Inspir și expir. Perfect, 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 perfect. Astăzi o să lucrăm un pic și invers. Inspir și expir. Astăzi o să lucrăm puțin în lateral. Este suficient. Inspir încă o dată și expir. Și mă duc pe partea dreaptă. Sunt aici, mâna dreaptă se duce pe sol, întind piciorul stâng în față, mâna stângă sus și ridic. Inspir și expir. Super! Și zâmbesc. 10 și mențin. Și mă bucur că începe să mă doară, începe să-mi tremure piciorul, dar eu sunt fericită că pot să fac lucruri extraordinare pentru mine. Și rotesc cerculețe. 4, 5 și invers. 5, 4, 3, 2, 1. Perfect, super. Revin ușor și schimb pe partea cealaltă. Ridic patul sus, corpul meu este într-o linie dreaptă și ridic. Inspir și expir. Șapte, opt, nouă, zece și mențin. Mențin, 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 nu las piciorul jos, da? Încerc să țin piciorul cât mai sus. Super. 3, 2, 1 și cerculețe. 2, 3, 4, 5 și invers. 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Și mă ridic.
aduci puțin brațele în față, inspir și expir, revin pe partea dreaptă, mă sprijin de cot, vin în planșă lateral, corpul meu este din nou într-o linie dreaptă și ating. Nouă, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect! Cobor. Ridic brațul sus și o să avem exercițiul următor. Dacă nu puteți să aduceți picioarele perfect întinse, aduceți genunchii întinde, da? Și 10, 9, 8, 7, 6, inspir și expir, 5, 4, 3, 2, alunec și 1, perfect! Pe partea cealaltă. Alunec pe salteaua asta, mă sprijin pe potul stâng, sunt în poziție dreaptă cu corpul, ridic brațul sus sau dacă nu pot să țin și brațul pe șold, cum ne dorim, mie îmi place cu brațul sus și inspir și expir. Mă opresc. Perfect! Și următorul exercițiu. Mâna sus, picioarele sunt întinse. V-am zis, dacă nu puteți, rămâneți să atingeți sau să îndoiți genunchii, da? Dacă nu, acesta este exercițiul. Și 10 repetări. Inspir pe nas, expir pe gură. Și zâmbesc. Inspir. 9. Și ultima. 10. Perfect. Mă ridic, mă ridic, mă ridic. Vin în postura copilului. Inspir pe nas și expir pe gură. Rămânem aici timp de 3 respirații. Inspir și expir. Inspir și expir. Perfect. Mă ridic, mă ridic, mă ridic. Vin în poziția cobra. Privirea este spre tavan. Da? Sau spre cer, eu aș vrea să zic, și mă las ușor. Palmele sunt pe lângă corp, mă țin sau îmi pun forța în degete, da? Deci nu toată palma, ci pe degete. Fruntea este lipită de sol. Inspir, mă ridic, expir, cobor. Inspir, mă ridic, expir, cobor. Inspir, mă ridic, expir, cobor. Și din nou, inspir, mă ridic. Inspir, cobor. Lucrăm puțin și spatele. Și ultima, perfect, cobor. Acum ridic palmele de pe saltea și mă ridic și mă țin aici. Inspir și expir.
palmele sunt pe lângă corp, inspir și privirea este înainte, puteți să închideți și ochii dacă vreți, inspir și perfect. Pun brațele în față, îmi sprijin fruntea pe saltea, pe palme, mă scuzați, pe saltea, și ridic picioarele, apropii, deschid, cobor. Și începem. Ridic, apropii, deschid, cobor. Inspir și expir. Ridic, apropii, deschid, cobor. Ridic, apropii, deschid și cobor. Inspir și expir. Și ultima, super, desfac picioarele, mă refer de aici din șoldul, din genunchi, da? Desfac genunchi, apropii tălpile și la fel, fruntea rămâne sprijinită pe palme și ridic. Nu trebuie să ridicăm foarte, foarte sus, important este să ridicăm cât putem. Inspir și expir. Pulsați inimi. Perfect. Relaxez. Inspir și expir. Ridic și brațele. Mă uit, privirea este în față, ridic și picioarele și mențin. Mențin. Expir și expir. Haideți, fetele, dacă ați ajuns până aici, avem aproape 2 săptămâni. Este incredibil de bine. Și 3, 2, 1, ne oprim. Aducem palmele pe lângă corp. Venim din nou în poziția copilului. Putem să desfacem din nou genunchii, în așa fel încât să atingem cu pieptul solul. Inspir și expir. Aici nu o să mai avem fruntea și o să avem vârfia lipită de saltea. Inspir și expir. Inspir și expir. Perfect. Mă ridic. Apropii genunchii. Ridic genunchii de pe sol și mențin. Abdomenul este încordat și mențin. Mențin. Mă bucur că pot să fac lucruri benefice pentru mine. Că mi-am întins salteaua de sport, m-am schimbat în echipament și sunt totuși aici să fac aceste exerciții. Și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și mă ridic. Aici, cum am spus, avem umerii sau capul depărtat de umeri și de brațe și putem să ne jucăm cu picioarele. Inspir și expir și mergem. Super, fetelor! Bravo pentru cine a ajuns până aici și a făcut în fiecare zi. Asta nu este o promisiune pe care poți să o faci. Deci să faci sport nu este o promisiune pe care poți să o faci cuiva, ci este o promisiune sau este un angajament pe care ți-l iei tu singură. Și tu știi cum te simți dacă încalci acest angajament cu această promisiune. Perfect! Mă rotesc în planșă, vin în planșă, aduc genunchii din nou aproape de sol, planșă. Genunchii aproape de sol, planșă. Genunchii aproape de sol, planșă. Perfect! Și 6,
5, 4, 3, 2, 1 și revin sus. Din nou, inspir și expir. Merg puțin, mai avem foarte puțin fetelor. Imediat trec astea 15 minute. Tot cu încălzire și cu puțin stretching, sunt mai puțin de 15 minute. Perfect. Bine. În patul de vie și voi avea un spir. Inspir când deschid, expir când închid. Perfect. Revenim în poziția copilului. Inspir și expir. Brațele spre stânga. Inspir și expir pe nas. Inspir pe nas, expir pe gură. Și mă ridic ușor. Revin. Inspir. Mă las expir. Prind coadele. Mă rotesc sau mă duc stânga-dreapta. Perfect, întind bine. Mă simt degajată, relaxată, cu un palme de sol și mă ridic pe terenă, pe terenă. Inspir brațele deasupra capului, expir brațele jos. Inspir brațele și privirea deasupra capului, aduc palmele înăuntru pieptului. Și mulțumesc pentru că și astăzi am fost aici pe Salteaua de Sport și am făcut ceva benefic atât pentru corpul, cât și pentru sufletul, cât și pentru mintea mea. Vă doresc o zi productivă, o zi frumoasă și ne vedem mâine. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine.